Un autobuz din Galați a luat foc în mers cu 25 de pasageri în interior. Oamenii au trăit clipe de groază până în momentul în care s-au autoevacuat. Inițial, spun martorii, s-a simțit un miros de fum venit din spate, iar apoi a apărut o flacără. În acel moment, șoferul a oprit și pasagerii au părăsit vehiculul în fugă. Două autospeciale de pompieri au intervenit la fața locului, dar incendiul s-a extins rapid, cuprinzând întreg autobuzul. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Cauza incendiului a fost un scurt circuit la compartimentul motor. Autobuzul este unul de generație mai veche.